acțiune fulger astăzi a polițiștilor buzoieni de la serviciul rutier. Ei au amplasat radare în cascadă pe DN2E85, dar au vizat și alte abateri rutiere pentru osonul denumit șoseaua morții. În doar 2 ore au fost date aproape 300 de amenzi. Atenție mare la drum, cu cumva sumești tare, despre regulile, viteza mai ales, fie adăma viteză. Mai avem echipaj acolo, ar putea să oprească. Polițiștii au organizat o nouă acțiune de amploare pe drumul național 285, tronson pe care în ultimele luni au avut loc mai multe evenimente grave. Au fost testați cu aparatul Dragher și atenționați să respecte regulile de circulație, în special conducătorii de tiruri din țări străine. Șoferii au reacționat în mod pozitiv, ne-au dat concursul, nu am avut cazuri de nesupunere sau să zic de împotrivire. Au înțeles care este scopul nostru și cred că vor înțelege și de acum încolo, pe mai departe, să respecte normele rutiere. În urma controlelor din trafic din cadrul acțiunii preventive de astăzi au fost constatate aproape 300 de abateri de la codul rutier, fiind aplicate amenzi în toate aceste cazuri. Aproape 100 dintre sancțiuni au fost constatate în rândul șoferilor care au depășit viteza legală. 8 conducători auto au rămas fără permise pentru o perioadă de 3 luni.